Bună ziua din nou, prieteni dragi! Numele meu este Miora Crenganiș, sunt consilier psihoterapeut și hipnoterapeut clinic. Și astăzi voi vorbi despre stresul emoțional. Cu permisiunea voastră, vă voi prezenta 5 moduri de a face față stresului emoțional. Stresul emoțional poate fi deosebit de dureros și este dificil de a-i face față. Poate avea un impact mai mare decât multe alte forme de stres. O parte din motiv este că a te gândi la o soluție sau a discuta soluții cu un bun prieten, a face față comportamentelor care sunt adesea utile și eficiente în rezolvarea problemelor, se poate deteriora ușor în ruminație sau digerare, ca să folosesc un cuvânt apropiat, și coruminație, care nu sunt atât de utile și eficiente. De fapt, această ruminație, această digerare, îți poate agrava nivelul de stres, astfel încât ajută să ai strategii sănătoase pentru a face față stresului emoțional, precum și să te redirecționezi departe de această digerare și de a face față evitării și mai mult către abordări proactive emoționale în managementul stresului. Care sunt cauzele stresului emoțional? Ei bine, stresul relațional are un impact puternic asupra vieții noastre emoționale și creează răspunsuri emoționale puternice. Deoarece relațiile noastre pot afecta foarte mult viața noastră, în bine sau în rău, relațiile sănătoase pot aduce momente bune, dar și resurse în momentele de nevoie, un plus de rezistență în momentele de stres și chiar o longevitate crescută e benefică. Cu toate acestea, relațiile și trădările conflictuale ne pot înrăutăți în viața emoțională și chiar poate aduce un efect fizic. Cu toate acestea, relațiile nu sunt singura cauză a stresului emoțional. Crizele financiare, un mediu de lucru neplăcut sau o serie de alți factori pot provoca stres emoțional care uneori ne tentează spre comportamente nesănătoase de a face față pentru a scăpa de durere, mai ales atunci când situațiile par lipsite de speranță. Poate unul din aspectele mai provocatoare ale confruntării cu stresul emoțional este sentimentul de a nu fi capabil să schimb situația. Dacă nu ne putem schimba nivelul de stres eliminând situația stresantă, putem lucra la răspunsul nostru emoțional la aceasta. Poate vă veți întreba cum. Ei bine, făcând față stresului emoțional. Din fericire, în timp ce nu puteți remedia întotdeauna aceste situații peste noapte, puteți reduce stresul emoțional pe care îl simțiți. Iată câteva exerciții pe care le puteți încerca să faceți față stresului emoțional, câteva strategii bune de încercat. Primul ar fi mindfulness. Exersați mindfulness. Aș dori să fac o paranteză aici și să explic pentru cei care nu cunosc termenul de mindfulness. Ei bine, mindfulness este o tehnică pe care o puteți învăța, care presupune depunerea unui efort special pentru a observa
ce se întâmplă în momentul prezent, în mintea, în corpul și împrejurimile dumneavoastră, fără a judeca nimic. Are rădăcini în budism și meditație, dar nu trebuie să fii spiritual sau să ai credințe specifice pentru a încerca mindfulness. De asemenea, mi-aș dori să vă spun că mindfulness poate să vă ajute să deveniți mai conștienți de sine, să vă simțiți mai calm și mai puțin stresat, să vă simțiți mai capabil să alegeți cum să vă răspundeți gândurilor și sentimentelor, să faceți față gândurilor dificile sau nefolositoare, să fiți amabil față de voi. Mulți oameni consideră că practicarea mindfulness îi ajută să-și gestioneze bunăstarea de zi cu zi. Dar credeți-mă că nu funcționează întotdeauna pentru toată lumea. Trebuie să vă consultați cu psihoterapeutul dumneavoastră și să stabiliți care metodă de mindfulness este potrivită pentru dumneavoastră. Mindfulness este o abilitate. Necesită muncă ca orice terapie și practică ca orice abilitate. Nu este o scurtătură și cursurile nu fac decât să seteze scena, dar mi se pare plăcută și plină de satisfacții. Mai ales că aduc o anumită pace în viață. Închei aici paranteza și să continuăm cu prima strategie despre care v-am vorbit la început. Exersații mindfulness. Atunci când simțim stres emoțional, de asemenea, de multe ori se simte o durere fizică, o senzație grea în piept, o senzație neliniștită în stomac, o durere de cap plictisitoare. Este obișnuit să încerci să evadezi aceste, sentimente, dar de fapt poate fi util să te adâncești în experiență și să folosești mindfulness pentru a observa cu adevărat unde se simt fizic aceste răspunsuri emoționale. Unii oameni observă că durerea pare mai intensă înainte de a disipa, de a împrăștia, dar atunci simt că durerea emoțională și fizică se diminuează. Vreau să sublinez aici că mindfulness mai poate ajuta la ameliorarea stresului, tratarea bolilor de inimă, scăderea tensiunii arteriale, la reducerea durerii cronice, îmbunătățirea somnului și ameliorarea dificultăților gastrointestinale, de asemenea, este rezultatul practicării mindfulness. Ce se întâmplă dacă îl încercați? Numărul 2 este distrageți-vă. Credința obișnuită era că dacă nu exprimăm fiecare emoție pe care o simțim sau cel puțin pe cele mari, se vor arăta în alte moduri. În unele moduri acest lucru este adevărat. Există beneficii pentru examinarea stărilor noastre emoționale, pentru a învăța din ceea ce emoțiile noastre încearcă să ne spună, iar umplerea emoțiilor noastre în moduri nesănătoase poate aduce alte probleme. Totuși, s-a descoperit și faptul că distragerea de la durere emoțională cu alternative sănătoase din punct de vedere emoțional, cum ar fi un film bun la care te simți bine, activități distractive cu prieteni sau o provocare mentală satisfăcătoare, poate diminua durerea emoțională și ne poate ajuta să ne simțim mult mai bine. Numărul 3 este blocați timpul. Ei bine, cum să faceți asta? Vă veți întreba. Dacă descoperiți că
stresul emoțional și ruminația, această impulsiune de meditare nesfârșită, se încurcă destul de mult în conștientizarea dumneavoastră, iar distragerea nu funcționează, încercați să programați un timp. O oră pe zi, poate, unde vă permiteți și vă gândiți complet la situația dumneavoastră și să vă gândiți la soluții. Creează posibilități ipotetice. Răspunde schimbărilor supărătoare sau orice simți tu dorința emoțională de a face. Jurnalizarea este o tehnică excelentă de încercat aici și mai ales dacă se realizează atât ca explorarea lumii emoționale interioare, cât și ca explorarea soluțiilor potențiale. Discutați cu prietenii dumneavoastră despre problemă dacă doriți. Completează-te. Și apoi încercați câteva distrageri sănătoase. Această tehnică funcționează bine din două motive. Primul motiv este că dacă aveți cu adevărat dorința de a vă obseda, acest lucru vă permite să satisfaceți această dorință într-un context limitat. Și al doilea motiv este că s-ar putea să vă găsiți mai relaxați restul zilei, deoarece știți că va fi un moment pentru a vă concentra asupra situației dumneavoastră emoționale, acel timp este chiar mai târziu. Numărul 4 este practicați meditația, tocmai ce am vorbit puțin mai devreme cu mindfulness. Meditația este de mare ajutor pentru a face față cu o varietate de factori, iar stresul emoțional este cu siguranță în categoria de factori cu care ajută meditația. Vă permite să faceți o pauză de la ruminație, de la digerare, de la absorpție, redirecționând activ gândurile dumneavoastră și oferă practică în alegerea gândurilor, ceea ce vă poate ajuta să eliminați stresul emoțional pe termen lung. Încercați câteva tehnici de meditație chiar astăzi. Numărul 5 și ultimul este: vorbește cu un terapeut. Dacă considerați că nivelul dumneavoastră de stres emoțional interferează cu activitățile dumneavoastră zilnice sau vă amenință bunăstarea în alte moduri, puteți considera să vedeți un terapeut care vă poate ajuta lucrând la problemele emoționale. Oricare ar fi cauza stresului tău emoțional, poți lucra spre diminuarea și gestionarea acestuia și să te simți mult mai bine în acest proces fără a pierde mesajele pe care emoțiile tale le aduc. Asta a fost tot. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Până data viitoare vă spun la revedere și aveți grijă de voi!